Bună dimineața, cod QR pe aici de scanat cu telefonul mobil ca să vedem pe site ce se întâmplă la horoscop și am zis să o zic cam cu de toate așa. Avem și treabă, dar ne putem oferi și un respiro ca să ne destresăm. E bine să alternăm relaxarea cu munca. Vibrația zilei este 7 și o să facem tot posibilul să eliminăm lucrurile inutile din viața noastră. Vedem acum ce se întâmplă în fiecare dintre zodii. Taur, o reușită. Viața voastră a căpătat un alt sens. Poate aveți o funcție, poate v-ați căsătorit sau urmează să... Gemeni, se poate să vă pice cu tronc cineva și ori să vi se răscolească acolo niște câmpuri emoționale care să vă aducă un vibe pozitiv. Rac, se poate să primiți o veste bună că vine cineva care v-a lipsit și ați putea reîncepe o poveste care să vă completeze frumos, sufletește. Leu, sunt acte importante de semnat, de reactualizat buletin, pașaport, legitimații, carduri ca să aveți acces liber. Fecioara, se poate să vă contacteze cineva să lucrați împreună, să mai faceți rost de niște bani că aveți nevoie pentru vacanțe, excursii. Balanța, încep să se adune bani în cont și o să-i capitalizați, că o să aveți nevoie de ei ca să vă luați o mașină, poate. Scorpion, o să fiți poate mai selectivi așa cu prietenii și o să-i păstrați pe cei fideli, ca să nu vă mai faceți sânge rău că vă trădează. Săgetător, poate o să vă implicați într-o activitate care o să vă pună în valoare calitățile ascunse și o să vă bucurați de un succes de grup. Capricorn, se poate să fie apărut cineva în peisajul sentimental și o să vă faceți timp să ieșiți, să vă plimbați, să vedeți cum vă simțiți. Vărsător, poate o să faceți niște drumuri ca să vă rezolvați chestiuni care țin de școală, pot fi cursuri, antrenamente, dacă e vorba de sport. Pești, o reușită în sfera comunicării, poate i-ați convins pe șef să vă acorde un plus salarial fără să trebuiască să munciți în plus. Berbec, se poate să vă îndrăgostiți de cineva care să fie pe tiparul vostru așa și să vă armonizați cu timpul. O zi cam cu de toate.